FCM Bacău a avut parte de un Paște fericit sâmbătă. În etapa a 22-a campionatului Ligii a 2-a, Galben-Albaștri au învins cu 3-1 pe Dunărea Giurgiu. Runda viitoare, echipa antrenată de Gheorghe Poenaru se va deplasa pe terenul Concordiei Chiajna. În sâmbăta mare, FCM Bacău a reușit prima victorie pe teren propriu din acest an. Galben-Albaștri au învins cu 3-1 pe Dunărea Giurgiu la capătul unui meci alert și spectaculos. Scorul a fost deschis în minutul 11 de Câmpeanu, care a reluat în plasă din apropiere un balon centrat din lovitură liberă de Doburceanu. Prăduțoiu a stabilit rezultatul pauzei, insistând la o minge trimisă neglijent spre propriul portar de odorabă, pentru ca în minutul 72 Tismânaru să marcheze pentru 3-0 în urma unei curse de senzație reușite de Ionuț Radu. Golul de onoare al oaspeților a fost înscris de Iordache în minutul 81, însă pe final Tismânaru putea să refacă diferența de 3 goluri dacă n-ar fi ratat incredibil de la câțiva pași. Băcăoanii își vor relua antrenamentele marți pentru ca la sfârșitul săptămânii să întâlnească în deplasare pe Concordia Chiajna în etapa a 23-a a campionatului cadet.